Este ora 20, bună seara, bun găsit, urmăriți Business la Superlativ, emisiunea care redă profilul unor antreprenori de top și prezintă agenda celor mai importante evenimente din mediul de afaceri. În această seară vom discuta cu Radu F. Florescu, pionierul industriei de publicitate din România. Dar până la discuția cu invitatul meu, vă prezint agenda de business. Săptămâna viitoare, strategul financiar Ioan Arsenie deschide șirul evenimentelor dedicate afacerilor românești. Seminarul de strategie și finanțe pentru afaceri durabile va prezenta modalitatea prin care funcționează simulatorul de business pe data de 25 ianuarie. BNI, cea mai mare rețea de business networking din România, va organiza pe 13 februarie, în cadrul hotelului Hilton din București, Săptămâna Internațională de Networking cu tema Afaceri solide în 2018. Evenimentul se adresează unui public interesat de contacte din mediul de afaceri, dar și de trucuri de îmbunătățire a companiilor prin rezultate financiare de excepție. Agenda de business se încheie aici, dar în câteva clipe, Radu Florescu vine la Business la Superlativ. Urmează un interviu de excepție în care vom cunoaște rădăcinile unui american aterizat în România din curiozitate și vom afla ce l-a determinat să construiască industria de publicitate. Iar acum a venit momentul să vă prezint un interviu cu o personalitate a industriei de publicitate. Radu Florescu este invitatul meu. Bună seara, bine ai venit direct de la Ski. Mulțumim pentru invitație. Și la mulți ani, pentru că da, este un an nou care se va putea remarca ca fiind un an prosper. Eu cred că 2018, cum spuneți, este un an nou, cu mai multe oportunități pentru viitor, eu cred. Sunt optimist, întotdeauna am fost optimist și am rămas așa și pentru 2018. După un an dificil, hai să recunoaștem că 2017 a fost un an dificil, dar un an de succes și nu pot să plâng. A spune că ești pionierul industriei de publicitate, dar aș vrea un pic să mă axez mai mult pe începutul tău în această industrie, mai exact pe venirea în România. Ai o poveste ce ar putea fi spusă cu zâmbetul pe buze, mai exact aterizarea în România, o țară pe care nu o cunoșteai, deși tu ai un nume românesc și origini românești, la care vom ajunge puțin mai târziu. A fost un zbor în care în avion ploua, da. Și crezi că a fost un semn să rămâi în România, să construiești ceea ce înseamnă astăzi Centrade? Da, este foarte ciudat, adică povește cum am venit, cum Radu Florescu a venit în România. Născut în Statele Unite, cum știți. Sunt jumătate francez, mama e francez-white. Am lucrat când am absolvit Universitatea de Business, de Business School la Boston. Am fost la New York, am lucrat 7-8 ani la New York, la Wall Street. Și întâmplător, ce s-a întâmplat în 89, m-am interesat. Și am văzut caderea zidului la Berlin, după Polonia, Ungaria, Cecoslovacia, de fapt. Bulgaria și, în sfârșit, România, în decembrie 89. Și am hotărât, și nu pot să vă spun de ce, să revin în țara, hai să zicem, natală, cu radicinile mele, după o perioadă destul de lungă, pentru că am fost în 68 în România. Dar erai foarte mic. Eram foarte mic, 7 ani. Tata era un Fulbright aici, în România pentru 6 luni. Am stat 6 luni de zile la școala americană aici la București. Dar tot, când am venit în România, a fost de fapt descoperirea unei țări noi pentru mine. Și nu pot să vă spun de ce am venit, pentru că am avut un job stabil la New York, am fost destul de bine plătit, prietenii mei erau acolo, familia la fel. Și de ce am venit aici? M-am simțit o nevoie să revin în această țară, să descoper, cum am spus, o altă țară. Și de fapt a fost o renaștere unei țări în Europa, unde am, cum am spus înainte, rădăcinile mele. A spune că ai venit poate din curiozitate sau poate că a fost un semn al destinului, crezi în asta? Nu știu, eu am lucrat pentru mai multe companii mari, da? Dar în același timp mă simt ca un antreprenor. Un antreprenor adevărat caută schimbări și se uită la ele, da? Și ia în calcul care sunt aceste oportunități și încearcă să profite de ele. Atât.
Și ce am făcut aici, când am văzut o lipsă de comunicare generală, da? Am văzut o oportunitate nerealizată și m-am lansat pur și simplu în comunicare. De fapt, background-ul meu, dacă vorbim despre diploma, am fost absolvit în marketing și finanță. Și am spus, uite, în România nu există nu comunicare, n-a fost nicio informație aici în timpul lui Ceaușescu, asta este o oportunitate. Este momentul și mai mult decât atât ai povestit că ai venit în România, nu prea aveai unde să mănânci, ai fost cazat la Hanul Manu, dacă nu mă șer? Primul hotel unde am stat în România era Hanul Manu, da? N-am mâncat acolo, pentru că nu cred că era nici mâncare acolo. La Intercontinental și Radisson la de astăzi. La Intercontinental și nu la București, hotelul București. Radisson. Da. Care este Radisson acum. S-a schimbat un pic de atunci. Și era o cântăreață acolo, nu știu, 80 de ani, cred, cânta în fiecare seară. Și singurul avantaj acolo era pâine care a fost proaspătă. În rest, n-a fost nimic de căutat. Ai dus dorul. Mai mult decât atât, ai venit cu un ziar, New York Times, pe care ți l-au rupt oamenii pe stradă, pentru că te plimbai cu el, este o poveste foarte interesantă, te plimbai pe Magheru și până ai ajuns la Romană mai aveai o bucățică, pentru că oamenii aveau atât de multă nevoie de informație încât rupeau câte o bucățică drept suvenir. Exact unde s-a născut ideea mea de comunicare. De fapt, cum am spus înainte, era o lipsă de comunicare aici, lipsă de informație. Și, într-adevăr, când am ajuns la piața română până la piața universității, am venit de la New York cu New York Times sub brață și când am ajuns la piața universității, am rămas cu numai o publicitate de la Macy's. Publicitate chiar? Numai publicitate. Cred că asta a fost în și mie. M-am bănuit, uite, asta este o oportunitate, a rămas probabil acest clip cu Macy's, un discount nu știu cât, și am zis, hai să facem asta în România. Și tot în România, dacă nu mă înșel, poate următorul pas în publicitate a fost aducerea serialului Dallas, da, pe care fratele tău l-a livrat din România către, din Statele Unite către România, pardon, și tu ai mers cu el către TVR. De ce? Pentru că își doreau poate seriale, nu aveau bani să cumpere aceste seriale, în schimbul spațiului de publicitate. Și aici te-ai lovit și, dacă vrei, legat de mentalitatea românească postcomunistă, care încă poate datează, anume că nu prea erau de acord cu această idee, dacă vrei, schimb comercial, să-ți ofere acest spațiu de publicitate. La un moment dat te-au amenințat poate cu judecata. A fost o problemă și aici, dar în definitiv România au avut acces la acest serial care s-a bucurat de succes și poate că acest succes îl datorăm tot ție. Uitați, când am adus Dallas aici, a fost o cerere din partea televiziunii naționale. Dallas era un serial care a fost cunoscut înainte de să vină aici în România, a fost difuzat în timpul lui Ceaușescu și de fapt a fost un deal de barter. Eu am dat serial în schimb pentru spațiu publicitate. Atât, pur și simplu. Dacă mă uit ce s-a întâmplat cu Dallas și povestea cu J.R. Ewing și toată povestea familială de la Dallas, nu știu dacă m-am făcut bine sau nu, sincer. Dacă eu am dat un exemplu cum face afacere în România cu acest serial, cred că am greșit. Dar sper că nu a luat în cont numai J.R. Ewing, pentru că mai sunt niște personalități bune acolo din serial. Și nu știu, am niște regret pentru că nu este așa o serial care reprezintă afacere în Statele Unite, chiar. Da? Privește o partea pozitivă și în sens general aș mai și uita și a spune că de fapt ai schimbat ceva în România, ai adus o noutate pe care uite că acest popor chiar avea nevoie de informație, de seriale noi, de multe elemente care ne lipseau pentru că eram limitați, a spune, în timpul comunismului. Da. Merg mai departe și de fapt industria publicității pe care ai fondat-o ajunge practic concret să aibă bazele puse în momentul în care tu te-ai ocupat, dacă vrei, de subsidiara regională a hub-ului Saci & Saci. Da. Cum începe această poveste? Saci & Saci a venit ca toate agențiile mari din Europa, în Europa de Est, de fapt. A început în Polonia, pentru că era piața cea mai mare din Europa de Est. După asta, Ungaria, Cecoslovacia și mai departe. România a fost pe ultimul loc. Înainte de Bulgaria. Și cei de la Saci au venit la București, m-am întâlnit cu ei.
și a propus să faci un parteneriat cu noi, cu Sentre. Sincer, n-am știut nimic despre Saatchi & Saatchi. Și mai a venit o altă firmă de la New York, o altă firmă cunoscută. Și n-am știut ce să fac. Sau să semnez cu cel de la New York, unde m-am simțit mai bine, sau cei de la Londra, la care nu-l cunoșteam. Dar, de fapt, decizia a venit în partea fratele meu, John. Pentru că, da, a fost o afacere de familie. Nu. Pentru că John a lucrat, fratele meu a lucrat pentru David Frost, care este un mare personalitate englez. Și el a fost, de fapt, un bun prieten cu frații Saatchi. Și când l-am întrebat pe el cu cine trebuie să lucrăm, a spus cu siguranță cu Saatchi & Saatchi. Este cel mai mare nume din lume, din lumea publicității. Sigur. Și din aia am ales Saatchi & Saatchi. Și asta am început. Cu un parteneriat destul de simplu la început. Am început numai cu agenția de publicitate. După asta am extins cu PR și below the line și mai departe. Dar a început cu un concept de agenție de publicitate, creativ. Creativ, dar cum spuneai și tu, la Saatchi & Saatchi, în perioada de început și foarte mult timp după aia, ați integrat multe servicii, de la PR, producție, video și agenții de media. Au fost, cred că, 7 sau 8 agenții sub această umbrelă Saatchi & Saatchi Centrade. Îți mai amintești prima reclamă pe care ați pus-o pe televizoare? Prima reclamă a fost o reclamă pentru Pepsi. A fost, de fapt, primul spot filmat aici în România, cu, dacă mi-aduc aminte bine, erau niște copii la o aniversare. Dacă mă uit acum ce am făcut, a fost un spot oribil, n-a fost bun deloc, dar a mers pentru acest moment. Pentru că, de fapt, era primul spot filmat chiar în România. Și a fost un eveniment, faptul că am deschis drumul pentru altă producție de spoturi de publicitate. Dar a fost amuzant. Prefer să nu mai mă uit la el, pentru că spotul cred că este în dosar undeva și mai bine ascuns acolo decât pe birou. Ce voiau clienții la început, Radu? Îți mai amintești? Adică ce schimbai printr-o reclamă bună? O reputație proastă? Poate o calitate îndoielnică a produselor? Pe bază nu s-a schimbat nimic. De ce? Pentru că un spot de publicitate sau o campanie de publicitate începe cu o idee simplă, directă și de înțeles. N-a schimbat nimic. Felul cum facem și medium, adică televiziune, radio, digital, dacă vorbim despre asta, este diferit. Dar conceptul este acest. Nu s-a schimbat nimic. Practic deloc. Nu. Pentru că vorbim despre o idee bună. Da? O idee bună, dacă hai să nu uităm un pic pe planul mai larg. Da? În fiecare zi, un om primește 400, 500, 600 mesaje care nu rețină la nimic. Da? Numai dacă este o idee bună care prinde. Jobul nostru este, cum se spune în engleză, cut through the clutter, să ajunge cu un mesaj bun, de înțeles, care provoacă o atitudine sau o mișcare sau, dacă vorbim despre vânzări, să cumpăre ceva. Până la urmă, asta este scopul final. Care au fost cei mai importanți clienți de-a lungul timpului de când ești în România pe piața de publicitate? Nu avem mai mulți clienți, adică cu care lucrăm, nu știu, de mai mult de 10-15 ani de zile. Am început cu Procter & Gamble la început. Lucram cu Raiffeisen Bank, cu Toyota, cu Visa am lucrat, adică cu mai mulți clienți. Adică clienți care au rămas cu noi, alți care au plecat în altă parte. Cum ai privit concurența, apropo de asta, având în vedere că tu ai pus bazele industriei de publicitate și dintr-o dată mai apar agenții? Concurența este foarte, foarte dificilă. Da? Hai să zicem așa. Îmi place asta, pentru că, de fapt, concurența loială e bună. Adică, în mod normal, aici, când am venit aici, concurența a fost văzut ca un fel de, nu știu, barieră. Este o barieră, dar este o barieră bună. Pentru că concurență lucrăm mai bine, străduim mai mult și facem mai bine. Îmi place asta. Dacă aș câștiga pentru că nu avem nicio concurență, care să câștigă? Nu te mai stimulează. Dar, în același timp, crezi că ai fost preluat drept model? Un model? În ce sens?
de business, în sensul în care au venit ulterior agenții care au copiat SendTrade? Un model, fiecare om are un model propriu. Da? Eu am venit, când am spus, eu am fost antrenat în Statele Unite, da? Afară de business school, am fost antrenat la niște firme mari. Da? Este un corporate governance, da? Guvernanță corporatistă. Uh-huh. Da? Care spune, sunt niște linie care trebuie să respectăm, da? Dar în altfel, când vorbim despre un antreprenor, am spus că un antreprenor se gândește pe picioare tot timpul, da? Caută o oportunitate, caută niște schimbări și profită de ele. Da? Este o amestecare între un background corporatist, da? Și un antreprenor local aici în România, care este amestecă destul de bine, dacă nu uităm un pic de, pe piața aici. Ești un poate cunoscut ca fiind cel mai puternic publicitar din România. Cu toate acestea, tu ai investiții și deții acțiuni la fondul proprietatea și la alte companii de stat. Cu toate acestea, lumea te identifică tot ca fiind un publicitar. De ce această etichetă în comunicare? Uitați, eu sunt un pionier aici în zona publicitate, de publicitate aici în România. Sunt alții. Este o gașcă mică care a creat, de fapt, industria noastră, care mai sunt și sunt oamenii de succes și ei. Vorbim despre fondul proprietate. Fondul proprietate n-am cumpărat absolut nimic. Este o moștenire de familie, este înțeleg? Este o moștenire de familie, da. Ai fost despăgubit, înțeleg. Corect. Poveștea familiei noastră este o poveste destul de interesantă. Bunicul meu a fost ambasador la Londra înainte de războiul al doilea, da? Înainte de să fie numit la Londra, a fost la Berlin. Și dacă vă amintiți bine, România a fost pe partea nemților la începutul războiului. Da? Când bunicul a fost chemat înapoi, când România a declarat războiul împotriva Angliei, a fost chemat înapoi, a refuzat și a arestat la Londra în timpul războiului. De fapt, în această perioadă, când a refuzat să vină înapoi, toate bunurile au fost confiscate, inclus în case, fabrice și mai departe. Da? A pierdut totul. N-a putut să revină înapoi după războiul, evident. Tata, fratele lui și soa lui tata, Ivan, a rămas în Anglia în timpul războiului, a fost educat acolo, de universitate. Tata a plecat în state, unchiul meu a rămas în Europa și Ivan a rămas în Anglia, unde mai este. Și ce s-a întâmplat după 89? Am fost restituit toate bunurile înapoi, în formă unor acțiuni din fondul proprietate. Atât. România, după mine, în comparație cu celelalte țări din Europa de Est, a făcut destul de bine. Adică, din punctul de vedere, restituie bunurilor. Erau boieri care nu aveau bani, dar aveau foarte multe proprietăți. Corect. Uh-huh. Era vorba de niște acțiuni în companie de stat și a reacționat destul de bine. Dacă nu uităm ce s-a întâmplat în Ungaria, nimeni nu a primit nimic. În Polonia n-a fost mult de dat. Cecoslovacia mai bine. Cecoslovacia a fost destul de deschisă în această poate chestie. Și aici și din acest motiv ți-a plăcut România și o denumești acasă, pentru că ai cunoscut atât de multe piețe încât tot România a reprezentat baza ta de business. Faptul că am locuit, de fapt, în Statele Unite, nu înseamnă că n-am avut nicio legătură cu România. Prin numele meu, a fost imposibil în Statele Unite să uit de unde vin. Cred că am fost singur Radu Florescu în tot statul de Massachusetts. Cum îți pronunțau profesorii numele? Cu dificultate? Depinde de unde. Dacă vorbim despre sudul, adică de la Texas, spunea Radu. Dacă vorbim despre Boston, că Radu, la New York, altceva, fiecare cu accentul lui. Dar, bineînțeles, am fost cunoscut ca românul de la Boston, da? Și bineînțeles cu tata, că tot este sigur, Radu. Da? Da? Și fiul meu este Radu. Uh-huh. Și mai departe. Este o tradiție familială. Și următorul va fi tot Radu? Să vedem. O să întreb pe fiul meu când este timpul.
când este timpul, dar rămân aici în zona aceasta a originilor tale și știm că foarte multe interviuri relatează faptul că familia ta, în frunte cu tatăl tău, regretatul istoric, Radu Florescu, aveți legături cu Vlad Țepeș. Asta e poveste, da. Familia noastră este o familie veche, din Valacia, pornind din secolul 15, da? Suntem foarte mândri de asta. Tata a vorbit întotdeauna despre familia noastră, rolul familiei în istoria României și mai departe. Avem un general, Emanuel Florescu, care a fost, de fapt, fondatorul armatei românești, sub Cuza. Sunt alții în familie care a jucat un rol important în istoria României și suntem foarte mândri de asta. Și, de fapt, când vorbim despre radicinile mele, da? Când mă duc în Franța, mă duc în Anglia, mă duc în Germania, mă duc în Statele Unite, eu sunt foarte mândru faptul că sunt român. Pentru că pentru mine este istoria mea, personal. Cât timp petreci în România și cât timp petreci în Franța și Statele Unite? Din păcate, eu sunt într-un avion majoritatea timpului. Fiind așa implicat în publicitate, trebuie să călătoresc un pic. Sunt responsabil pentru 11 seri în regiune, sediul la Londra, mai am alte treabă în Statele Unite, unde trebuie să mă duc la New York de când în când, la Boston și la Houston. Adică, dar majoritatea timpului când sunt așa pe pământ, sunt aici în România. Pământ românesc. Pământ românesc. Da. Radu, mă întorc un pic la investițiile tale, pentru că dincolo de publicitate și dincolo de acțiunile pe care le dețin la anumite companii de stat și chiar așa, ai zburat cu Tarom, iar ulterior ai devenit membru în Consiliul de Administrație al companiei Tarom de stat. Da. Iată coincidența, crezi în ea? Am ajuns la Tarom într-un fel foarte ciudat. Am fost numit premierului Ponta, nu știu de ce. Când am venit la Ministerul Transporților, i-am spus clar, direct, uite, nu am experiență în domeniul aviatic, dar, în schimb, sunt un expert pasager. Asta e adevărat. E important. Da, este important, dacă vorbim de serviciile. Am intrat în acest consiliu, a fost foarte greu. Am încercat să schimb mai multe lucruri. De fapt, a fost destul de dificil. Pentru că oamenii acolo sunt așa cu obișnuințele lor și este greu de schimbat. Nu este niciun critic. Adică o companie de stat cu experiență de 30 de ani, când sistemul lor nu s-a schimbat foarte mult, are nevoie de mult mai mult decât ce pot să fac eu în această poziție. Și nu mai sunt în consiliu acum. Sper că Tarom o să facă mai bine. Știu că dacă citesc ce se întâmplă acum, nu sună foarte bine. Dar cine știe, au acum un nou șef sau CEO și sper că o să meargă mai bine decât cum a fost înainte. Ești optimist? Sunt totdeauna optimist. Pentru România sau în sens internațional? Eu sunt optimist pentru România și pentru ce fac afară din România. Asta e personalitatea mea. Mă uit tot timpul la par jumate plin decât jumătate gol. Asta este cum am fost educat și cum am fost crescut. Dacă mă uit ce se întâmplă acum, trăim într-o lume dificilă. Da? Din punct de vedere politic, economic și de medie, de exemplu. Da? Dacă nu uităm ce s-a întâmplat aici, acum, la New York, a fost această furtună cu inundații, cu gheață și este o schimbare dramatică. N-am văzut niciodată așa ceva. Și asta e numai un exemplu că lumea se schimbă într-o direcție. Da? Mai bine sau mai puțin bine. Da? Dar lumea devine de cât în cât mai mică. Și trebuie să găsim o soluție pentru fiecare om, fiecare țară și, de fapt, este o abordare globală. Mă uit la asta. Soluția este cheia. Pardon? Soluția este cheia. Soluția este cheia. N-am nicio soluție încă.
Dar, cu siguranță, dacă atitudinea e pro-succes, nu ai cum să nu atragi succesul de partea ta în toate sferele vieții. Mă întorc acum puțin la investiții și dincolo de acțiunile acestea la companii de stat, dincolo de publicitate, investești foarte mult și în locuințe. Nu numai în România, și în România, și în Statele Unite, și în alte state. Dar nu le denumești neapărat investiții, poate chiar investiții personale. Le spune de ce? Este o investiție personală, dar când vorbim despre imobiliare, da? Vorbim despre locație, da? Este, pentru mine este același lucru, adică când vorbiți în public, da? Când vorbiți în publică, este acustică, da? E același lucru. Nu este așa, cum se spune, brain surgery, nu este foarte dificil, da? Eu m-am simțit că, pentru că sunt în mișcare tot timpul. Sunt aici în România, mă duc în Franța, mă duc în Statele Unite și în fiecare seară am avut, nu știu, am simțit o nevoie să am ceva concret, stabil, unde pot să pun picioarele, da, mele, și unde pot să spun, asta e acasă. Este exact ce am făcut. Aici în România am un apartament, în Franța și în Statele Unite. Și n-am nevoie de un hotel. Până la urmă, chiar și aceste bunuri se devalorizează. Adică să le iei acum, să le vânzi mai târziu, mai scump sau mai ieftin? Nu, pentru mine nu este o investiție în sensul că să cumpăr mai ieftin și să vind mai departe. Pentru este o plăcere, practic? Nu, de fapt, este parte din viața mea. Le cumperi cu ușurință sau testezi foarte mult până găsești o zonă care te atrage, să spui da? Da, este adevărul, este o zonă care mă atrag. Pentru că întotdeauna a fost, tata, de fapt, s-a plăcut foarte mult de imobilia. A cumpărat foarte, foarte bine, a vândut mai prost, dar a fost o pasiune. De fapt, este pentru mine un hobby. Îmi place să caut așa un apartament într-o zonă care este în dezvoltare, da, mai ales. Adică, de exemplu, la Boston am cumpărat un apartament acum 10 ani de zile, într-o zonă care n-a fost foarte căutată în timpul respectiv, da? Acum este zona cel mai explozivă de Boston. Ai un flair până și la această zonă imobiliară. Nu, am avut noroc, atât. Crezi? Am avut noroc. Este de 10 minute de gara, de gara principală de la Boston. Este 5 minute de la aeroport. Foarte aproape de toate autostrăzile de la Boston. Este un loc minunat. Mi se pare firesc pentru ce căutam în acest moment. Piața de publicitate astăzi cum mai arată și ce impact are, dacă vrei, digitalizarea asupra acestei industrii, Radu? Publicitatea, adică piața de publicitate astăzi s-a schimbat enorm de mult. Enorm de mult. Nu este ca înainte. Da? Ce poate, dacă vorbim despre digital, da? Este numai un medium. Da? Vorbim despre un platform care să apară la telefon, la ecran, televizor și mai departe, nimic altceva. Dar ce face acum este să căutăm cum putem reacționa mai bine în timpul real. Hai să luăm un exemplu. Da? Trebuie să intrăm într-un pic de politic. N-ar fi un interviu. Intrăm cu mine, să știi, da. Și acolo. Da, vorbim despre politic din state. Da? Trump, care este foarte cunoscut pentru Twitters, da? Unde își comunică mesajele. Exact. E un canal oficial. Toate mesajele lui Trump sunt prin Twitter. Da? Imediat e o reacție. E o reacție în presă, la CNN, la radio, nu știu unde. Da? Este același principiu. Da? Noi trebuie să găsim un mesaj care prinde în timpul real, când este cineva, un consumator care este exact în magazin, e, nu știu, 30 de secunde înainte să meargă la ghișeu, să da o, așa, să prinde ceva, că el va prinde ceva, care să vă, nu știu, încuraja să cumpere ceva. Dar noi trebuie să reacționăm în timpul real, care e foarte dificil. Și cum facem asta? Prin digitalizare. Într-un fel. Dar, în același timp, nu uităm prea mult la digital, dar un platform digital, dar, în același timp, vorbim despre oameni. Oamenii în general vorbesc, interacționează, da? Mișcă și demonstrează cu brațe, nu știu ce, cu emoții. Trebuie să ne gândim la asta. Nu suntem încă roboți, încă.
vorbim despre artificial intelligence tot timpul, da? Dar mai suntem oameni aici și oameni, este firesc să tratăm oameni care cum sunt, cu reacția și sentimente și aspectele emoționale și mai departe. Și nu putem uita de asta. Despre omenie, despre aspecte emoționale, aș discuta acum în continuare, pentru că știu că ești un antreprenor implicat foarte mult în CSR și în acte de caritate, dar nu sprijini aceste situații doar financiar. Te implici foarte puternic, ba mai mult decât atât. Ai fost la un moment dat și probabil că încă ești președintele Fundației United Way. Da. Spune-mi despre acest aspect. Pentru mine, eu sunt implicat în mai multe proiecte caritabile. Da? Sunt mândru de această implicare. Dar fac asta nu numai pentru că este corect. Bineînțeles este corect. Dar fac asta din suflet. Din inimă. Sincer. Da? Și mai important, fac asta pentru că vreau să fac asta. Eu consider că este foarte important să dau ceva înapoi. În această comunitate, în această sat, eu sunt aici de 20 de ani. Mai mult de 20 de ani. Două decenii și jumătate, numai corect. În publicitate. N-am îndrăznit să spun asta. Dar este o parte, care este foarte implicată în afacere. Vorbesc despre mine. Da? O parte care este implicată în acte de caritabile. Emoție. Dar emoție, bineînțeles. Și cred că este important. Este important pentru mine. Nu vorbesc foarte mult despre ce fac eu. Da? Prefer să asta să rămână. Să te implici mai mult. Mai multe acțiuni, mai puține vorbe. Sunt implicat. Dar este, cum am spus înainte, fac asta pentru vreau să fac. Ce pasiune ai tu, Radu? Ce faci în timpul liber? Timpul liber. Uite, acum ai venit de la schi, nu? În această seară ai venit de la schi. Da. Schiez când am timp, dar asta depinde de perioadă, bineînțeles. Trebuie să aibă zăpadă în primul rând și mai puțin în România. Singura problemă aici cu schiul în România este durează 4 ore până la Brașov sau până la Poiana Brașov. Mai bine zbori. Mai bine să iau un zbor până la Geneva și conduc până la munte în Franța. Este la fel de rapid. Dar asta e o altă problemă. Timpul liber care este limitat. Eu citesc, îmi place să citesc, îmi place să fac sport când am timp. Gătești? Gătesc, da. Am învățat să gătesc acum și am experimentat cu mai multe rețete, da? Unele mai bune decât altele. De la an la an, de la da, experiență. Fac o probă. Eu invit niște prieteni care nu pasă dacă este bună sau nu mâncare și fac un test. Dacă lor le place, foarte bine, dacă nu este un mare pierdere. Da? Am niște pasiune, cum am spus, îmi place politica. Sunt implicat cu Partidul Democrat și tot mai în 2018 o să avem una asociație oficială al Partidului Democrat aici în România, care este bine. Nu cu activitate politică, este numai să strânge voturi. Uh-huh. Asta e jobul nostru. Să fie sigur că americanii care locuiesc aici, în România, au cum să voteze dacă vor să voteze. Pe zona politică, și revin strict la România, cum ți se pare că sunt luate măsurile în acest moment? Sau, altfel spus, direct, este România neajutorată? Ar avea cumva nevoie de un curs de guvernare? Un curs de guvernare? O bună întrebare și aș prefera să nu intră foarte mult în politică. Dar dacă vorbim despre România, hai să nu uităm din nou, din punct de vedere global, da? România este într-o direcție bună. Chiar dacă nu suntem de acord. Economic, în mod expres? Eu vorbesc despre SAR. Da? Este un partener adevărat al NATO, care este un parteneriat foarte important. Da? Este un membru UE, da? Un membru bun, hai să zicem așa. Direcția este bună. Direcția e bună. Afară creștere economică, care este, bineînțeles, foarte bună, cel mai bună din Europa. Da? Avem, cum se spune, niște bumps on the road, care spune, avem niște probleme, da? Dar nu sunt problemele majore, dacă nu uităm pe plan un termen mai lung, da?
România este o țară stabilă, da? Chiar politică, da? Și singura problemă după mine este lipsa unui plan strategic pe termen lung. Da? Ar fi perfect să aud, aș prefer să aud din partea guvernului un plan care spune, uitați, oamenii buni, în 2030 o să fim aici cu asta, asta, asta. Cred că avem resurse, dar cred că măsurile, dacă vrei pârghiile, nu știm să apăsăm pe butoanele potrivite. Poate ar merge și mai bine, zic. Nu, eu zic, cum am spus înainte, este o chestie, e o lipsă unui plan. Da? Dacă aș avea un plan strategic pe termen lung, ar fi mult mai ușor. Trebuie să știm cum ajunge la A până la B. Da? Dacă ne gândim numai despre ce se întâmplă mâine sau apoi mâine, sau numai un plan pentru o săptămână, suntem pierduți. Este o mare diferență dacă facem, pentru că noi avem un parteneriat cu cei din Coreea, da? Și facem o comparație tot timpul între japonezii și coreeni. Fiecare dintre ei au un plan de 20 de ani. Diferența este japonezii, ei știu exact ce vor face în fiecare an până la 20, da? Cu coreeni. Nu au nicio idee ce vor face, dar au un obiectiv pentru 20 de ani. Da? Și dacă ne uităm, coreenii s-au descurcat mult mai bine decât japonezii în ultima perioadă. Deci soluția este să gândim strategic pe termen lung. Un obiectiv pe planul lung. Da. Rămân în zona politico-economică, dacă vrei, și criza din 2008 a afectat foarte multe industrii, poate chiar și țara la nivel național. Totuși, putem spune că este criza economică a cincea putere în stat. Cine câștigă dintr-o asemenea etapă economică? O problemă globală acum este că cei cu bani controlează prea mult, după mine. Este o tendință care a început, nu acum de 10 ani de zile, dar a început, este o tendință de 30 ani de zile. În particular, este accentuat în Statele Unite, mai ales. Și dacă nu uităm pe planul politic, este o criză adevărată acum. Oamenii au suferit în 2008, da? Băncile din Statele Unite au pornit această criză, da? Cei din Statele Unite, bineînțeles, cu mortgage loans. Și, de fapt, a fost o boală care a prins piața globală. Și ce am învățat în această criză este am învățat cum să facem mai mult cu mai puțin. Pur și simplu. Și după fiecare criză învățăm ceva. Da? Lumea s-a schimbat. Dacă ne uităm un pic ce era în 2008 și ce este astăzi, este o lume total schimbată. Da? În bine sau în rău, asta de văzut. Eu zic că în bine. Ce avem de învățat aici în România este că dacă nu învățăm bine istoria și lecția, da, și lecțiile din trecut, o să repetăm aceeași greșeală. Și asta trebuie să evităm. În tot, eu, tată era un istoric, am încercat să învăț istoria. Nu știu dacă am învățat bine sau nu, pentru că repet aceeași greșeală tot timpul. Dar este de văzut. Aș vrea acum să am așa un set de întrebări directe. Cum definești un antreprenor cu flair? Este un om care gândește pe picioare. Da? Caută o schimbare în piață sau o schimbare în lumea afacerii. Da? Și încearcă să profite de ea, această oportunitate. Dar nu e rău. Când spun profităm, nu este rău asta. Pentru că asta este cum funcționează piața liberă. Da? Că după o schimbare, hai să luăm un exemplu mai concret. Dacă ne uităm la Uber acum. Uber a intrat în România, da? Ca orice piață, și care folosesc, pentru că este un serviciu care merge destul de bine, foarte bine după mine. Și ce s-a întâmplat? De ce am ales Uber? A fost mai complicat să bag aplicația în telefonul, să creez un cont și mai departe, decât să chem un taxi prin telefon.
Și ce s-a întâmplat cu Uber este, cum se spune, un disruptor. Un disruptor. A schimbat piața, pentru că acum, dacă aveți nevoie de un taxi, apeți la un buton în telefon, vine cineva în 5 minute, 10 minute, nu știu ce, n-ai nevoie de bani cash, totul este reglat, primești o chitanță prin e-mail și nu știu ce, și gata. În schimb, înainte cu taximetriștii, tradițional. Clasic, da? Da. Galben. Vina de când în când, spunea după 10 povești, minute că extra. Sunt ocupat, nu da. Mai pot să vin și mai departe. A fost mașinile mudate și mai departe. Este o schimbare a pieței. Nu știu ce se întâmplă acum în orașul, dacă vor fi interzis sau nu. E o luptă aici, dacă să rămână pe zona clasică sau dacă Uber să-și facă bine simțită prezența. Da, România nu este singurul loc. Adică, eu știu, la și Londra nu sunt permis pentru alte motive, pentru că dacă nu uităm un pic la taximetriștii la Londra, sunt impecabili, dar folosesc mai puțin Uber la Londra. Pentru cei de acolo, la black cabs acolo, sunt eficienți. Când spun adresa, ei știu imediat unde să meargă. Fără nici o întrebare. Într-o zonă asemănătoare, îmi spuneai că te implici cu un alt partener al tău, o afacere similară cu Uber. Spune-mi despre ce este vorba. Da, asta este un proiect destul de interesant. Un prieten al meu a venit acum 3 ani de zile și m-a povestit despre un proiect. Un proiect este un fel de Uber pentru livrare produselor. Da? Pentru că dacă ne uităm un pic despre piața online, oamenii fac comenzi online, dar nu este un magazin brick and mortar, este așa online și trebuie să fie livrat. Da? Și el a venit cu această idee, Point Pickup se cheamă, și m-a întrebat, Radu, ești interesat în acest parteneriat? Și a zis, da, sunt interesat, dar l-am întrebat, unde faci tehnologia, aplicația? Că nu știu încă, o să caut pe cineva aici la New York, nu știu, prieteni, și a zis, stai o clipă, aici în România avem cei mai buni tehnicieni, Ingineri sau IT, din lume. Și a zis, hey, ok, why not? De ce nu? Point Pickup, de fapt, după 3 ani de zile, are niște contracte cu Target, care este unul dintre cei mai mari retailers din Statele Unite, Target Edible Inc., Total Wine și mai departe. Tehnologia a fost făcută 100% în România. Este un produs 100% românesc. Eu sunt foarte mândru de asta. Când a fost, bineînțeles, tehnologia a fost auditat, da? Și oamenii acolo mi-aduc aminte foarte bine când am fost în discuție cu ei și i-a spus, cine a făcut această aplicație? Că cei din România. Și zis, da, este incredibil de bun. Am auzit de ei. Suntem cunoscuți pentru această zonă, da. IT, foarte bine. Da. Și de fapt este un exemplu bun, foarte bun, despre ce putem face aici în România. Sectorul IT este potențial uriaș. Este, afară asta, este un sector cunoscut, dar trebuie să ne uităm, România nu este singura țară din lume cu oameni cu resurse și capacități. Este o chestie de preț și de resurse calitative. Da? Trebuie să nu uităm la asta. Pentru că e foarte important, dacă devinem noi prea scump, o să pierdem acest avantaj. Și nici nu sugerez că trebuie să lucrăm pentru nimic. Cei de la IT sunt bine plătiți aici. Sunt foarte bine plătiți în Statele Unite și nu numai. Dar ar trebui reținut, pentru că foarte mulți pleacă din țară. Pentru salarii și din păcate, mai. Din păcate, da. Dar cred că această emigrație o să devine mai puțin. Va fi o problemă mai mică în viitor. Eu zic că dacă nu uităm costul vieții la Londra sau la Paris, în comparație, chiar cu un salariu mai mare, e mult mai ridicat. Avantajele române, cred, aici în România. E mult mai bine. Eu zic că da.
Acum revin la industria de publicitate și la companiile tale și știu că Sentrade din 2015, poate chiar începutul lui ianuarie 2015, s-a separat cumva de Sacen Saci. Cum ai continuat? Cu ce portofoliu de clienți ai mers în continuare? Da. Cum am spus, când am început aici în România, eram Sentrade Holding Company, care a fost bazat în Statele Unite. După asta a venit Sacen Saci, am rămas parteneri cu ei pentru mai mult de 20 de ani. Noi am vândut unele dintre firmele noastre la Publicis Group, care este de fapt holding group pentru Sacen Saci, Publicis și Leopenet. Și am rămas, după ce am vândut niște firme, am rămas cu Sentrade. Și ciuda este faptul că a fost doi foști colegi la Londra și firma Cheo, care era deja în România, cu un birou mic, căuta un parteneriat, un parteneriat cu cineva. Ei, cei de la Londra, au spus, uite, dacă cauți pe cineva, sună pe Florescu. El este acolo la București sau în România. Ei au sunat, m-am întâlnit cu ei, am bătut palma și am mers mai departe. Și sunt foarte bucuros cu acest parteneriat. Cheo, care este o companie mai puțin cunoscută în lumea, dar ei, ca acționar, are Samsung, care contează foarte mult. Noi lucrăm cu Samsung în România și în zona și este o colaborare destul de bună și nu numai. Este un challenge pentru noi. Adică pentru abordarea lor este tot altfel decât cum am trecut până acum. Și mă bucur de asta. Și tot mai vorbim despre o schimbare, această parteneriat a schimbat firma noastră în bine. Și am învățat foarte mult și înveț ceva în fiecare zi. Și mă bucur că, nu știu, 4 ani de zile, 5 ani de zile, sunt absolut convins că o să înveț mai mult. Și asta este un lucru care îmi place foarte mult. Ce vor aduce următorii 5 ani, poate până în 2023, pentru compania ta, Sentrade Cheo? 23, bine, vorbim 5 despre... Da, 5 ani, vorbim despre așa... Termen lung, așa termen a rămas lung. Că ne facem obiectivele. De fapt, la ce mă uit acum în afacerea noastră de domeniul publicității? De fapt, comunicarea este o parte din business-ul nostru, de fapt. Ce a uitat colegii mei cred că noi avem o abordare nu numai cu comunicare, dar de business, de business consulting. Da? Și când mă uit cine este, pentru că vorbeam înainte de concurență, în viitor, concurență nu va fi Leopenet sau Publicis, va fi Accenture, Deloitte Consulting, PwC Consulting și mai departe. De fapt, este un consulting. Noi trebuie nu va mai fi publicitate, ci consultanță. Publicitate va face o parte dintre ce da, facem. Nu vor mai fi agențiile de publicitate principale. Nu va fi numai agențiile. Nici publicitate, nimeni nu spune publicitate. Dacă nu uităm înainte Sacen Saci, e Sacen Saci Advertising, publicitate. Acest cuvânt de publicitate nu mai e. E Sacen Saci. Da? Cheo, este Cheo. Leopenet, e Leopenet. Și mai departe. Cuvântul publicitate nu mai intră în discuție. Pentru că ce suntem acum, suntem consultants. Asta este cum văd eu poziția mea și poziția firmei. Da? Este foarte important, pentru că când vin într-o discuție, trebuie să înțelegem dacă facem ca lumea, dacă vrem să facem o campanie bună, trebuie să înțelegem problemele firmelor. Nu numai ce punem la televizor mâine, nu. Trebuie să înțelegem care este problema lor. ADN-ul business-ului. Da, exact. Dacă este o problemă de reputație, dacă este o problemă de producție și mai departe. Pentru totul influențează ce facem noi în comunicare. Cât de dificil să câștigă conturile celor mai importanți clienți și sunt totuși naționalele, multinaționalele, cele mai bune plătitoare de fiuri? E foarte greu. Adică, în primul rând, am vorbit despre concurență. Dar să câștigăm așa un client noi, nu, durează. Eu aș spune că pentru un client nou, mare, durează 6-10 luni.
Minim, așa. Pentru că eu, trebuie să înțelegem ce fac ei, da? Trebuie să avem un chemistry între oameni, da? Un punct de vedere, nu în tot unul comun, dar un punct de vedere unde putem discuta despre ce este de făcut, care sunt obiectivele. Da? Cu asta este creăm o bază de colaborare, da? Care dictează dacă acest parteneriat va merge sau nu. Eu simt la prima vedere dacă o să meargă sau nu, în majoritatea cazurilor. Interesantă această abordare. Spune-mi acum pe final câți clienți sunt în acest moment la Centre HL. Câți clienți? Avem 12 clienți, da? Unii mai mari decât alții, bineînțeles. Unii mai vechi și mai stabili. Unii mai vechi. Dar pentru noi, știți ceva, nu contează dacă este un client mic sau mare. Muncă e la fel. Pentru că nevoile sunt la fel și nu contează dacă este un buget de $5,000 și $50,000 sau euro. Trebuie să ne gândim, trebuie să muncim, trebuie să venim cu o idee, trebuie să venim cu o campanie. Nu contează, același lucru. Da? Ce îmi place mai mult este faptul că cu clienții mei acum avem o înțelegere foarte bună. Da? Colaborăm bine, ne înțelegem, lucrăm pentru un obiectiv comun și asta este cheia dacă această colaborare va fi beneficială sau nu. Pe de altă parte, câți angajați lucrează acum pentru Centre? În regiune aș spune că suntem 350 de persoane. În câte țări sunteți? 6? 11. 11 acum. 11. 11. Uh-huh. Da, Radu, pe final, întrebarea emisiunii, dacă vrei, tot cu impact de implicare socială, este cum ajută activitatea ta, businessul tău, societatea? Suntem foarte, adică industria noastră este foarte criticată. Noi suntem văzut, nu știu dacă mai este cazul acum. Înainte am fost văzut că niște rechini care fac bani foarte ușor cu niște spoturi la televizor și atât. Nu știu dacă această atitudine s-a schimbat sau nu, dar ce știu eu, dacă ar fi așa o meserie unde nu avem nimic de dat în această societate, aș fi plecat de mult, sincer. Dar eu sunt convins, comunicare facem fiecare zi, fiecare om vorbește cu un alt om, comunicăm prin telefon fiecare zi, fiecare minute, dacă vorbim despre asta, da? Suntem într-o lume de comunicare. Comunicăm tot timpul. Și faptul că am o meserie în acest domeniu care îmi place, care fac așa firesc în fiecare zi, este un mare avantaj. Și mă simt foarte norocos și sper că o să rămân în acest domeniu pentru încă 5 ani de zile. Radu, îți mulțumesc foarte mult pentru prezența în această emisiune. Cu mare plăcere, mersi. Vă mulțumesc și dumneavoastră că ne-ați urmărit. Sunt Florin Stoian și vă dau întâlnire săptămâna viitoare la aceeași oră 20 aici la 7 TV. Rămâneți cu noi!